Acest program vă este oferit de Superbet. Farul Constanța o conduce pe Rapid în Giulești cu 1-0 după golul marcat de Denis Alibec în minutul 20 și în urma unei faze superbe reușite de Grameni, care a bifat o pasă de excepție pentru Alibec, care a rămas singur cu portarul și l-a executat pe moldovan. Discutăm în studio cu Ovidiu și Claudiu Herea. Cum a fost, Claudiu, te iau pe tine primul din nou, cum a fost prima repriză, cum ți s-a părut? Cum vă spuneam înainte de meci, un Alibec foarte periculos, care poate în orice moment să înscrie. Așa a și fost. Cred că Rapid are un plus, să zic așa, în prima repriză pe joc, cu o posesie mai bună, mai multe ocazii, a fost foarte agresiv, a pasat foarte bine mingea, a presat foarte mult și s-a văzut asta în jocul lor. O repriză a doua, cred că la fel de puternică, pentru că Rapid va continua să preseze, zic eu, și să vedem dacă va veni și golul. Ovidiu? Da, sunt de aceeași părere. A spus fratele tot. Da. Da, Rapid a avut posesia de partea ei, a avut câteva situații, nu pot să spun că au avut ocazii clare de a marca. Acolo în treimea adversă s-a văzut un pic de precipitare așa din partea jucătorilor de atac, se putea finaliza mai repede, mai concret, dar să vedem în repriza a doua ce vor face. Cât despre Farul, foarte bun pe contraatac, au fructificat spațiile libere pe care Rapidul le-a lăsat, au avut vreo două ocazii mari de a înscrie. Dar, cum a spus și Clau, pe joc, din punctul meu de vedere, Rapid a fost mai bun. Alibec, imperial din nou, adică este ceva extraterestru pentru noi în Liga 1, Superliga. Da, este într-o formă foarte bună, este un jucător, cum a zis și Clau, care îți poate decide un meci într-o zi bună. Până acum a fost cel mai periculos om al Farului, a avut o execuție extraordinară, am văzut pe sfârșit că a mai avut o ocazie mare de a înscrie, a mai avut o incursiune foarte, foarte frumoasă. Este jucătorul de la care te aștepți în orice moment să scoată ceva din joben și să câștige meciul. Când ai văzut pasa lui Grameni, la ce meci ți-a fugit capul și gândul? Ai dat și tu pase de astea, dacă mi-aduc eu bine aminte. Am dat și un gol, nu chiar din aceeași poziție ca lui Alibec, dar am dat și goluri, am dat și pase. Nu mai știu exact cu cine am jucat în Giulești, am câștigat cu 3-0, dacă nu mă înșel, cred că cu Iașu, într-o primă etapă. Am înscris, exact așa mi-a dat Marius Constantin o pas, am scăpat singur și cu stângul la fel am înscris. Da, sunt multe amintiri care îmi vin în cap când văd astfel de goluri. Vorbeam, Claudiu, în timpul meciului de posesia Rapidului, era de 70%, între timp a ajuns la 64%. O posesie autoritară, ocazie, au avut câteva ocazii, dar totuși Farul conduce pe tabelă. Așa este, era cumva normal să Farul să aștepte în Giulești, e foarte greu să preiei controlul, să spun așa. Știu că domnului Hagi îi place să aibă foarte mult posesia, dar în această seară nu s-a întâmplat. În prima repriză nu s-a întâmplat asta, a fost posesia de partea Rapidului. Să vedem ce ne va oferi repriza secundă. Uite, dacă ne uităm la ocazii de gol, Rapidul conduce cu 12-6, adică dublu. Șuturi pe poartă 4-3, șuturi pe lângă poartă 6-3, lovituri libere 7-5. Așa, avem faulturi 5-4. La Rapid, la cele 12 ocazii de a marca, cred că au fost mai multe situații, ocazii concrete și clare. A fost acel cap al lui Sefer, a mai fost tot așa un șut al lui Sefer și cam atât concret. Au fost situații bune pe care le-a avut Rapid, dar din păcate nu au reușit să le fructifice. Dar ca și ocazii periculoase decât cele două pe care le-am. Pentru că tot se plângea Hagi înaintea meciului de cifrele în stat și legat de pasele pe care echipa lui le are pe parcursul unui meci. Uite, cel puțin Flescorul spune că în momentul ăsta, la pauză, 259 de pase rapid și 145 Farul Constanța. Și atenție, la pase reușite, aici este o problemă, zic eu, din punctul meu de vedere. Rapid 212 pase, iar Farul doar 96 după 45 de minute. Cred că e cam puțin pentru Farul. Da, dar cum a spus și Clau, e greu în Giulești să vii să controlezi meciul împotriva Rapidului. Într-adevăr, Rapidul a avut posesie și cifrele spun acest lucru. Au avut și mai multe pase reușite, iar Farul a fost supusă unei presiuni destul de mari în prima repriză și poate și datorită acestui lucru pasele reușite sunt cele pe care le-ai spus tu. Și acum în repriza a doua, Claudiu, pentru cine e mai mare presiunea? Pentru Rapid, care în spate publicul acela numeros și trebuie cumva să egaleze, sau pentru Farul, că tot la fel are în spate acum un public numeros care nu e tocmai de partea lui și trebuie să apere acest 1-0? Eu zic că tot presiunea va fi pe Farul, zic eu, tot în stilul ăsta cred eu că vor juca, vor sta și vor juca contraatacul, iar pe cei de la Rapid, fanii vor împinge de la spate și cu siguranță vor avea din nou multe ocazii și poate veni și golul. Te citim câteva comentarii pentru că lumea scrie. Vlad B zice că Hagi a dat clasă lui Mutu, tactică impecabilă. Chiar așa, ce contează mai mult? Bine, dacă ne uităm la rezultat, acum contează clar doar scorul. Dar ce contează pentru o echipă? Să aibă un joc de posesie, un joc de pase foarte bun, cum a reușit Rapidul în prima repriză, sau să aibă o ocazie, bine, Farul a avut două ocazii foarte mari, dar să aibă două ocazii foarte mari, 1-0 și merge la cabină. Claudiu. Sunt antrenori cărora le place să stea, cum se zice, acolo în primul jumătatea lor și să câștige cu 1-0 dacă se poate în urma unei ocazii și sunt antrenori cărora le place să aibă posesia, să joace un fotbal spectaculos și cine știe, poate să facă un egal sau, na, fiecare cum dorește. Dar cred că este mult mai eficient un joc ca cel al Farului din prima repriză. Pentru că poți să câștigi și, până la urmă, te interesează cele 3 puncte. Asta da, contează cel mai mult. Vedem cazul Dan Petrescu și CFR Cluj. Da. Unde... Liviu Mulariu spune slab rău Mutu ca antrenor. Adrion zice că sunt rapidist, dar tactic a fost peste Gică Hagi. Alibec, fotbalist. Da, ne-am dat seama doar că pe la FCSB n-a reușit să fie fotbalist. Îl bate Hagi pe Mutu. Uite, atenție. Băi, frate, Hagi a cedat terenul să joace contraatac special pentru Săpunaru și Grigore. Nu înțeleg ce vreau să spun. Apropo de asta, ai văzut cum a fost faza aia cu Alibec? Cu dublu, să nu spunem craci, nu? Că nu e ok să spui craci în direct. În fotbal așa se spune, nu? Dar deci a dat-o printre picioarele lui Grigore și lui One. One, da. Da, este o acțiune frumoasă pe care a avut-o Denis. Cum am spus și înainte, ne așteptăm de la el, de la calitatea pe care o are să scoată din joben aceste acțiuni. Că despre tactică, că vorbeam mai devreme, da, poate fi și aceasta o tactică, să lași, să cedești deliberat terenul și să poți pleca pe contraatac. Farul are jucători de viteză, are jucători care se pretează la acest stil de joc și era foarte greu să vii, mai ales cu publicul pe care îl are Rapidul în spate, e greu să vii pe Giulești și să conduci un meci din primul până în ultimul minut. Că despre a doua repriză cred că va decurge în același sens, cu un Rapid care va pune o presiune foarte mare pe cei de la Farul, iar cei de la Farul vor încerca să joace exact ca în prima repriză acel contraatac și își vor crea din nou, să sperăm că nu își vor crea din punctul meu de vedere prea multe șanse de a marca, dar vor juca că se pretează foarte bine la acest stil de joc. Nu te-am întrebat, de fapt nu v-am întrebat, trebuia să vă întreb în prima parte, dar uite, v-am întrebat acum, cu cine țineți în seara asta? Bine, Rapid. Deja ai spus, bineînțeles. Rapid? Ah, incredibil, ce am zis cu Rapid. Trebuia să mai după schimba de la... L-au ieșit îmbrăcat adecvat acum în albișiniu. Rezistă Alibec 90 minute pe teren. La cum îl vezi acum și la presiunea care este în acest moment? Rezistă. A arătat și în celelalte meciuri de-a lungul campionatului. În toate meciurile a arătat că poate să reziste 90 de minute pe teren și să reziste bine, să facă joc foarte bun. Da. Ionel Irimia spune că în prima repriză regele bate briliantul. Da, probabil și experiența lui Hagi își spune cuvântul, chiar dacă Mutu a avut posesia. Zice că și Moraes a făcut o fază frumoasă. Nu mi-aduc aminte, nu am văzut-o. Voi ați văzut-o? Nu vă dați nicio seama, nu? Nu poate se referea la Albu. Da, Albu a făcut acolo în stilul pe Alibec. Dar da, totuși, din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne hazardăm așa în, nu știu, în pronosticuri, pentru că mai este o repriză și, din punctul meu de vedere, se poate întâmpla orice. Adică presiunea va fi foarte mare pe cei de la Farul. Exact cum ai spus și tu, vor avea în spate acea peluză și cu siguranță se va simți această presiune. Bun. Un pronostic, o video. Dacă apoi ar fi să dau un pronostic, eu cred că se va termina 1-1. Da. Bun, deci un X. Da. Ar fi bun pentru campionat să rămână în desfășurare, pentru că apoi, dacă câștigă Farul, se duce puternic. Da, oricum e de vreme, având în vedere că urmează un play-off unde se vor înjumătăți punctele, se poate întâmpla orice. Mai are și CFR-ul meciuri de jucat. Este un campionat echilibrat unde momentan nu putem să spunem că există o câștigătoare clar. Claudiu? Eu merg pe un 2-1 pentru Rapid. Dacă Rapid va reuși să înscrie repede primul gol, cred că vor reuși să câștige meciul acesta. Bun, atât pentru această pauză. Începe meciul în 2-3 minuțele. Intrați pe ProSport.ro și noi ne vedem la finalul meciului între Rapid și Farul. Acest program v-a fost oferit de Superbet.